Reprezentanții Muzeului Etnografic din Reghin au participat în perioada 6-7 septembrie la Festivalul Condeierilor Plugare desfășurat la Muzeul Satului din Timișoara. La ediția a 8-a evenimentului au luat parte oameni de cultură din 9 județe. Zona Reghin a fost reprezentată de 11 artiști populari. S-a încheiat cea de-a 8-a ediție a Festivalului Condeierilor Plugari de la Timișoara. 11 artiști populari mureșeni au participat la manifestările desfășurate în perioada 6-7 septembrie la Muzeul Satului din Timișoara. Nu este pentru prima dată când reprezentanții Muzeului Etnografic participă la acest eveniment. De fiecare dată, spun ei, implicarea le aduce bucurie. Condeierii plugari au fost țăran scriitori numiți astfel după modul în care mânuiau condeiul. O parte din noi am avut ocazia să cunoaștem câțiva dintre condeierii plugari, pe ultimii rămași în viață. Eu i-am cunoscut puțin pe trei dintre cei care au fost stâlpi de nădejde ai creației țăranilor din Banat. Și anume pe Iosif Loga Cireșan, Ioan Balica și Ioan Colojoară. Acest festival a fost dedicat ultimului reprezentant al condeierilor de odinioară, Ioan Colojoară, in memoriam. Programul din acest an al festivalului a cuprins activități variate, precum vernisarea unor expoziții cu piese care au aparținut acestor condeieri, colecții de obiecte, o dezbatere, lansări de carte și șezători. Fiecare dintre cele 9 județe participante a venit cu specificul său. Cei 11 creatori din județul Mureș au făcut o impresie deosebită. De fapt, Mureșul a fost prețuit încă de la prima participare la acest festival, nu doar prin conținutul și frumusețea creațiilor pe care le-au adus acolo, cât și prin varietatea și frumusețea costumului popular. În cadrul șezătorii mureșenii au prezentat un fragment din obiceiul de nuntă, Datul Găinii, iar într-una dintre zile toți cei 70 de participanți au vizitat localitatea Biled, unde au asistat la o slujbă religioasă, dar și la un spectacol. Fiecare participant a primit o diplomă de excelență, iar pentru mureșeni evenimentul a fost, spun ei, unul special. Pentru noi, pentru mureșeni, acest festival a avut o semnificație mai deosebită, pentru că pe lângă acest periplu cultural de a cunoaște, de a auzi creații din alte zone etnografice ale țării, noi am făcut un pelerinaj la câteva mănăstiri, așa că ne-am întors acasă bogați cultural, cu foarte multă informație și bucurie în suflet. Despre condeierii plugari a vorbit pentru prima dată Camil Petrescu în anul 1921, iar în anul 1943 Gabriel Țepele a întocmit o antologie a acestor țărani scriitori. Românii sunt nelipsiți de la întâlnirea mondială a coșarilor și la ediția cu numărul 33 a evenimentului din localitatea italiană Santa Maria Maggiore au fost prezenți membrii Asociației Profesionale ASFOC cu sediul la Reghin. Manifestările au avut loc în primul weekend din luna septembrie. Românii s-au alăturat zecilor de țări participante la parada coșarilor, la vizitele organizate la muzeul dedicat lor, dar și la schimbul de experiență care se face cu ocazia acestei întâlniri. S-a încheiat cea de-a 33-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Coșarilor. Evenimentul este găzduit anual de orașul italian Santa Maria Maggiore, care are un muzeu și un monument dedicat acestei bresle. La edițiile din ultimii ani au luat parte și români. De această dată, delegația țării noastre a cuprins 7 persoane, membri ai Asociației Profesionale ASFOC cu sediul la Reghin. Există monumentul coșarului, care este de fapt un copil, pentru că așa a început coșaritul. Prima seară, vinerea, se întâlnesc toți coșarii la muzeu, Muzeul Coșarului. Schimburi de idei, tot ce apare nou, schimburi de suveniruri. De exemplu, noi putem să ducem cu Dracula, să scoatem în evidență Dracula. Nu, am scos alte lucruri din Transilvania care sunt ok în evidența noastră. În fiecare an schimbăm ca să nu apară monotonie, să zic așa.
Întâlnirea internațională a coșarilor este cel mai important eveniment pentru această breaslă, iar românii nu ratează șansa de a fi prezenți. Au parte de socializare, distracție, dar se și pun la curent cu noutățile din domeniul coșăritului modern. Toate astea creează niște contacte, un schimb de experiență, tot ce apare noi, ce apare nou, apar sisteme noi de încălzire, coșuri de fum, unelte noi, care chiar coșarile le scot. Se lucrează în ultimul timp foarte mult mecanizat, deci nu se mai lucrează manual, ceea ce ușurează foarte mult munca. Aparatura video care face foarte mult. Evident că afli informații noi, ții pasul cu tot ce înseamnă nou, plus socializarea, care e ceva extraordinar. Mesajul evenimentului anual este clar, unitatea tuturor hornarilor din lume. Aceștia sunt obișnuiți să colaboreze, să comunice permanent și să învețe unii de la alții. Coșarii, la nivel mondial, sunt foarte uniți. Deci există inclusiv pe site-uri de socializare, inclusiv în realitate, în viața de zi cu zi, deci socializăm foarte, foarte mult. Sunt școlarizări, sunt traininguri care se fac, inclusiv în Statele Unite, în Germania, la Academia de Coșar de la Dülmen, la școala de la Mühlbach. Foarte mulți coșari au aflat despre Academia din România. Înainte de Ziua Coșarului, celebrată în Italia, românii au fost prezenți și la Ascona, în Elveția, la o consfătuire, privind metodele de instruire a coșarilor români și recunoașterea internațională a cursurilor. În luna septembrie, unul dintre jurnalele noastre l-a adus în fața dumneavoastră pe Iacob Prada, emisar în Republica Irak de 4 ani. Demnitarul spune că este cel mai vechi ambasador în această țară dintre reprezentanții statelor Uniunii Europene. Originar din comuna Ideciu de Jos, născut în anul 1946, absolvent a 3 facultăți, diplomatul român a vorbit despre meseria de a fi ambasador. Iacob Prada, originar din Ideciu de Jos, este unul dintre cei mai statornici ambasadori ai României. De 4 ani reprezintă statul român în Irak, fiind unul dintre cei mai vechi emisari ai unei țări europene în această zonă de conflict. A ales această cale a diplomației după aproape 15 ani de cercetare în domeniul relațiilor internaționale. A fost încă din copilărie atras de ideea de a călători în cele mai diferite țări ale lumii. Imediat după Revoluție, când s-a reconstruit corpul diplomatic, am dat un examen, am mers la Ministerul de Externe și mi s-au deschis, mă rog, ușile pentru ceea ce încă o dată îmi dorisem, pentru o ieșire în lumea largă, în adevăratul înțeles al cuvântului. Iacob Prada a fost reprezentant al României în Nigeria, șef de misiune în Bosnia-Herțegovina, apoi în Angola, iar de 4 ani este ambasador în Republica Irak. În opinia sa, meseria de ambasador necesită o pregătire temeinică, multă muncă, experiență și o serie de calități personale care să se potrivească cu cerințele din domeniu. Trebuie să fii, hai să zicem așa, unu, sensibil în ansamblu pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, în jurul tău imediat și în jurul tău mediu și mai larg. În al doilea rând, capacitatea de a decela între ceea ce este esențial și ceea ce este, să zicem, de suprafață, pentru a putea extrage ceea ce este în folosul grupării sociale, grupului social, mediului social și implicit al statului pe care îl reprezinți. Meseria de ambasador necesită și un anumit fler, o anume vocație, spune Iacob Prada. Nu în ultimul rând, impune concesii și devotament. Personal s-a dedicat trup și suflet integrării în comunitatea unde a fost trimis. Nu pot să fii eficient dacă nu îi simți, dacă nu îi cunoști. Pentru asta zice că trebuie să vorbești limba statului respectiv, să mănânci mâncarea lor, să bei băuturile lor, să le cânți cântecele lor, să-i simți. Întotdeauna am încercat, în măsura posibilităților, să mă adâncesc în marea culturală din statul respectiv. E întotdeauna un gust specific, un ceva aparte care îți lasă după aceea o amintire de neșters. Întotdeauna rămâi cu un ceva care a rămas acolo și un ceva pe care l-ai luat cu tine. Dincolo de atribuțiile pe care le-a avut ca șef de misiune în zonele post-conflict, Iacob Prada a reușit să publice mai multe studii legate de sociologie și relații internaționale, atât în țară cât și în străinătate. Ziua pompierilor români a fost sărbătorită la Reghin în data de 12 septembrie. Detașamentul de pompieri a găzduit o nouă ediție a Zilei Porților Deschise, dar și o festivitate la care au participat oficialități locale și județene.
Activitățile organizate de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Horia Mureș s-a încheiat la data de 13 septembrie, când la Târgu Mureș s-a organizat o competiție de cross, un simpozion, paradă militară și exerciții demonstrative. Domnule prefect, detașamentul de pompieri Reghin este adunat cu ocazia sărbătoririi Zilei Pompierilor din România. Sunt comandant de detașament, locotenent colonel Chibulcotean. În fiecare an, pe 13 septembrie, România cinstește memoria înaintașilor pompieri care și-au dat viața pentru dreptate și libertate, pentru independența de stat, apărarea și salvarea vieții semenilor. Cu ocazia Zilei Pompierilor Români, la Reghin a avut loc o activitate a porților deschise. Sute de cetățeni de diferite vârste i-au vizitat pe luptătorii cu focul și au dorit să afle cu ce echipamente lucrează acești salvatori de vieți. Ziua a continuat cu o festivitate la care au luat parte oficialități. De aceea, comunicarea, colaborarea și ajutorul reciproc este esențial ca Reghinul să fie bine și zona să genereze oameni de valoare, așa cum sunt acești domni care ne conduc județul. Sunt niște profesioniști, pompieri militari, oameni disciplinați, corecți, serioși, care își fac datoria și care își pun viața în pericol pentru ca noi să fim în siguranță zi de zi. Invitații au vorbit pompierilor despre respectul de care se bucură meseria lor și mulțumirile care se cuvin familiilor pentru sprijinul necondiționat pe care îl acordă. Am solicitat colegilor să-și aducă și copiii, să-și aducă și soțiile care permitea timpul de astăzi, pentru că lumea mai și lucrează. Pe unii nici nu ne cunoaștem suficient de bine. Am făcut-o public într-o oarecare măsură doar, ocupându-mă mai mult de oficialități. Port un respect deosebit pentru soțiile și pentru familia colegilor mei, pentru că știu la câte sacrificii renunță în favoarea serviciului. Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș s-a arătat impresionat să participe la festivitatea de la Reghin, subunitate de care îl leagă prima experiență pe care a avut-o ca pompier. Mă întorc cu drag la Reghin pentru că sunt niște oameni minunați, pentru că am niște colegi, niște profesioniști în adevăratul sens al cuvântului. Mă întorc la Reghin pentru că aici oamenii sunt foarte, foarte apropiați. Oamenii sprijină activitatea pompierilor, oamenii ne respectă, și noi, la rândul nostru, trebuie să respectăm. Ziua pompierilor români este legată de faptul că pe 13 septembrie 1848, compania de pompieri din București, sub comanda capitanului Pavel Zăgănescu, a săvârșit o faptă de un eroism rar. Peste 160 de pompieri militari au rezistat cu stoicism în fața a 5.000 de ieniceri turci. Bătălia din dealul Spirii a rămas în istoria neamului ca fiind un act eroic al pompierilor militari în apărarea Revoluției de la 1848, iar data de 13 septembrie a fost aleasă drept aniversară pentru curajul și devotamentul luptătorilor cu focul. Sărbătoarea pompierilor români va culmina duminică 13 septembrie la Târgu Mureș, cu un concurs de cross al pompierilor, un simpozion la care vor participa personalități politice, culturale din administrația locală, rezerviști, veterani. Se va ține o manifestare și în centrul municipiului Târgu Mureș. Aceasta va cuprinde paradă militară și exerciții demonstrative. A sunat primul clopoțel și la gimnaziile reghinene. Școlile și-au deschis porțile pentru elevi și profesori. Directorii de școli au anunțat că totul este pregătit pentru ca orele să se desfășoare în cele mai bune condiții și le-au urat succes elevilor în noul an școlar. La Reghin au început noul an școlar aproximativ 7500 de copii. Așa au fost întâmpinați elevii în prima lor zi de școală, cu sunetul clopoțelului și intonarea imnului de stat. La școala gimnazială Augustin Maior, curtea unității a fost neîncăpătoare pentru cei aproape 1000 de elevi, care au fost emoționați și nerăbdători să își reînceapă cursurile. Lor le s-au alăturat părinți și profesorii care le vor fi alături în noul an școlar. Mă bucur că în acest an am putut să-i primesc pe copii într-o curte frumoasă. Nu poate fi diferit atunci când te uiți la copii, pentru că mereu sunt aceiași, mereu sunt alții și toți sunt copiii noștri, pe toți îi iubesc și sunt minunați. Ți-a fost dor de colegii tăi? Da, foarte mult. De cine ți-a fost cel mai dor? De toți. Dintre profesori? De la învățătoare. Am așteptat să primim și lista cerințele. Acum urmează, am cumpărat numai ceea ce s-a știut de pe an pe an și acum după cerință. Să fie atentă, cu minte și să recepționeze cât mai mult.
și școala gimnazială Florea Bogdan a fost locul de întâlnire pentru elevi, profesori și părinți. Toți s-au bucurat de revedere și speră să pășească cu dreptul în noul an. Școala cu nume de Floare și Voivod și-a deschis porțile pentru peste 600 de elevi și 50 de cadre didactice. Gândurile nu pot fi cele decât cele bune, de succes, de spor, de împliniri personale și profesionale pentru colegi, iar copiilor le-am spus la deschiderea festivă să încerce să facă din școală un drept și nu o obligație. Astăzi este una dintre cele mai importante zile, mai ales pentru cei mici, spun eu, din gimnaziu, cei mai mici, clasa 5-a. Da, sunt dirigintă la clasa 5-a. Am preluat, pot să spun, o clasă foarte bună, o clasă de copii cu foarte multe premii. Sper să îndrum de acum încolo cei 4 ani până în clasa 8-a și să-i mențin la același nivel, de ce nu și la un nivel mai ridicat. M-am gândit încă de la început și de la începutul vacanței să învăț foarte bine și să iau din nou locul întâi. Ne-am bucurat că am venit din nou la școală și că am găsit școala nouă, renovată. M-am simțit foarte bine, bucuroasă, pentru că mă întâlnesc din nou cu colegii și începe din nou școala. De dimineață am avut emoții, dar după ce m-am întâlnit cu colegii a fost totul bine. Să o cunoaștem pe doamna dirigintă. În rest, copilul deja o știa pe doamna profesoară dinainte. Au mai colaborat împreună pentru că e profesoară de informatică și e bine, îl așteptăm să iasă. Când să învețe copiii, să fie înștept. Am două fetițe, cea mică a întâia și cea mare a cincea. Ne creează starea de emoție și să sperăm că va fi un an ușor, adică și bun, asta ne dorim. Și tuturor școlarilor și elevilor să înțelepciune și înțelegeri, să înțeleagă învățăturile bune. La școala gimnazială Alexandru Ceușianu, atât cei 1000 de elevi, cât și cei peste 70 de profesori au pășit din nou în sările de clasă, emoționați și totodată entuziasmați. Iată, anul acesta am reușit să realizăm 4 clase pregătitoare, dintre care una la secția maghiară, toate cu un efectiv foarte numeros, chiar peste efectivul maxim legal. De asemenea, am avut numeroase cereri de transfer de la alte unități școlare, astfel încât, mai ales la clasa 5, astfel încât, iată, se pare că în anul acesta școlar vom avea peste 1040 de elevi. Conform calendarului, anul școlar 2014-2015 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare și 34 de zile de vacanță, fără cele din vacanța de vară.